Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la Roblox! Ați vrut să mă joc foarte, foarte mult Magnet Simulator și ia uite-ne! Pe Magnet Simulator! Băi! Cred că jocul ăsta e super, super tare pentru că foarte, foarte, foarte multe persoane mi-au spus: băi, Sami, te rugăm frumos! Postează Magnet Simulator! Vreau să dezactivez de aici trade-urile. Și asta este un fel de mining simulator, un fel de beach simulator, un fel de toate simulatoarele unde trebuie să strângi bănuți și trebuie să upgradezi chestiile care îmi plac super, super mult simulatoarele astea. Deci, băi, mai mult, dacă vă place Roblox, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe și să lăsați în comentarii idei pentru minigame-uri, joculeții din astea pe Roblox pe care vreți să le testăm împreună. Și văd că la început avem un backpack de 15 bănuți. Din câte cred și, pur și simplu, cred că trebuie să luăm ăsta în mână și să ne punem așa pe bănuți ca să-i strângem. Și ce-i bănuțul ăsta albastru? O, l-am dat 2 bănuți. Ok. Să-i dăm bătaia. Uite, avem un prieten aici care e cu noi și să-i dăm bătaia. Deci avem 10 bănuți momentan. Sunt curios. Sunt foarte, 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 foarte curios. Ce pot să-mi cumpăr eu de aici? Cu Robux. Pot să-mi cumpăr ceva cu Robux? Un rebirth level. Nu, vreau... Nu. Energy drink. Energy drink? Nu știu ce fac cu chestiile alea. Trade with player? Nu. Asta ce face? Dar nu cred că pot să cumpăr VIP și chestii din alea. Asta e foarte tare. Chiar e super tare chestia asta dacă cel care a făcut jocul s-a gândit la aspectul ăsta și a spus: bă, nu o să adaug VIP. Cred că nu este VIP, dar cred că pot să cumpăr doar rebirth-uri. Cât costă 10 rebirth-uri? A, nu. Nu vrem, nu vrem. Nu vrem. E fun ca să stai tu să... să te joci. Ia uite. Powerful magnets here. Ia să vedem. Ce magneți are asta pentru 60 de dolari ei noștri? 95. Ne trebuie un silver magnet. Ok. Close shop. Bun. Și ia să vedem aici la backpack-uri. Rick, come here to sell your coin. Nu vreau. Ia să vedem ce backpack-uri are la 60 de dolari. 60 de dolari, ia uite, perfect. Asta e perfect. Și următorul, am văzut că este aici un shop care nu știu ce face. Stanley. Select a chicken to get started. Oh, n-am bănuți. Îmi pare rău, dar n-am bănuți. Asta e găina aia din road sau ceva de genul, găina aia care pur și simplu sare peste peste drum și încearcă să nu calce mașina. Ei bine, exact, aia este. Văd că este aici un portal pe care scrie un rebirth required. 50.000 de bănuți ca să ce? Ca să trec în partea asta? Se deblochează cu bănuții aia. Ok, sunt greu cu portalul ăsta pentru că mă face așa foarte, foarte curios. Ia uite-l și pe ăsta. Bă, ăștia-s bănuții mei, du-te de aici. Sell. Hai să vedem aici, să vindem toți bănuții noștri și să ne luăm un pickaxe mai bun. Un pickaxe, în fapt nu este pickaxe, este un magnet mai bun. Range 6. Ăsta costă 200. Hai să vedem care este range-ul. Bă. Este 95. Îi dăm bănuții. 48 de dolari. Dăm, bă, magneți. Dăm magneți, bun, te rog. 200, bun. Hai să luăm ăsta. Close. Și deja ne-a pus silver magnet. Hai. Uite, ne strânge bănuții așa de lângă. Mamă, ce tare! Ce tare e asta? Păi imediat o să facem atunci bănuții dacă pur și simplu... Cred că asta... De fapt, da, mă, magneții asta fac pur și simplu... Îți increase range-ul cât de mult poți să aduni tu bănuții. De la ce distanță poți să aduni bănuții? Uite, are din ăla de gold. Asta îl merge, pare de silver. Pare ar fi de diamond. Și hai să vedem ce este aici. Want to see something cool? Magnet Isle. Nu vreau să ne luăm, ne ducem acolo. Ce? De fapt, hai să vedem aici. De fapt, ce-o vii aici? Ok, și ce-am cumpărat? Nu știu ce a fost aia, dar am cumpărat 75 de Robux pe el. Aia este. Asta este al treilea backpack pe care îl fac full. Și hai să vedem ce putem să ne cumpărăm, ce magneți putem să ne luăm. În sfârșit, nu mai confund magneții cu pickaxe-urile. Și... 200, ăsta, ok, ne luăm ăsta de 200. Are range de, uite, aici ne arată jos multiplierul. Ok, ok, ok. Și hai să vedem, avem un backpack de 200. Te rog, spune că am un backpack de 200. Aici. Hai, un backpack de 200, te rog. Magnet pack. Ok, let's go. Close.
și să-i dăm bătaie în continuare. Bă, da, nu înțeleg cum fac eu să merg mult mai rapid. N-am și o mică idee cum fac să merg mai rapid. Oh, nice. Acum culeg mult mai repede. Mult mai repede. Hai să vedem în partea asta. Uite, văd că acolo sunt foarte, foarte, foarte mulți bănuți. Tot am trecut pe aici, pe lângă, și am văzut că sunt ceva peți din ăștia. Ceva, cred că ouă. Uite, Cataclysmic Egg. Costă 500 de mii de bănuți. Nu, asta, ce sunt astea? Token. Ok, token sunt ăștia. Sau să-l cumpări cu 375 de Robux. Și nu pot să dau bai, că stă ăsta exact pe el. Bă, lasă-mă să cumpăr ăsta, te rog. Bă, dă-te de aici. De ce nu se dă ăsta, bă? A, așa. Buy now. Și hai să vedem. Avem un ou. Și ia uite-te. Cred că o să ne iasă Sonic, new pet, Sonic. Mamă. Multiplier, oh, coin boost 700, speed boost 227 și money multiplier, wow. Și unde e petul? Ia uite-l. Let's go. Mamă, facem bani mult mai rapid acum. Băi, cât de tare. Deci până se... Mamă. Bă, ce pet a fost ăla, frate. Cred că am avut bulan maxim la petul ăla. What? Cum dau rebirth? Rebirth, 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 rebirth. Gold magnet, backpack, rebirth, magnets. Ok, bun. Hai să mergem aici la backpack-uri, să recuperăm un backpack, hai să spunem de... hai de 27.000. Ok, ne-am luat cel mai șmecher backpack, care, uite, care poate să ține 75.000 de bănuți. Și hai să vedem acum. Ia uite, mamă, 700 de bănuți. Mamă. Bă, cât de tare. Mamă, cât de tare e petul ăsta. Băi, băieți, am avut noroc sau așa se primește pentru petul ăsta pe care l-am cumpărat, de fapt pentru ou-ul acela. Full 1.3 milioane, îmi cumpărăm un backpack mai bun. Aici suntem la magneți, nu ne prea interesează magneții. Vrem un backpack mai bun. Și de unde cumpăram eu peți mai buni? Cât costă? Cât am? 2 milioane. Oh, ăsta nu știu cât poate să țină. 350.000, ok, și de undeva de aici din spate, cred că se cumpără o ușoare. Legendary Egg, Uncommon Egg. Hai să cumpărăm din ăsta. Și să vedem, poate ne pică ceva bun. Mamă! Câți pețoi! Coin boost. Mamă, ăsta chiar e super bun. Am 5 Frost Wolf. Mamă, acum merg super rapid. Hai să intrăm aici, luăm mulți bani. A, deci așa mergem noi super rapid. Zona asta e mai faină. Nu e chiar așa de verzuie ca și aia. Acum știți problema mea. Dacă eu în jocuri întâlnesc, nu știu, fundale negre și chestii din astea, a afectat destul de mult pentru că pe mă face transparent. Și chestia asta nu e bine deloc. 9 milioane, backpack mai bun, let's go. Super tare. Puteți să cumpărăm backpack-ul ăla de 7 milioane acum, care ține 900 de mii. Și o să luăm așa ușor. Deci o luăm toată chestia asta. Luăm toată zona asta, o ciordim așa repede. Trup. Și azi vedem ce PX putem să luăm și noi de aici. De fapt, stai puțin. Mergem și ne cumpărăm... De fapt, trebuie să facem 40 de milioane ca să deblocăm următorul... următoarea zonă. Oh, puteți să mergem aici. Nu văzusem zona asta. Salut. Bănuți, 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 mulți bănuți, dăm bănuții. Toți bănuții. Ce se întâmplă aici? Ah, asta trebuie să le închidem noi de fiecare dată. Bă, cam puțin bănuți în zona asta. Asta e un fel de zonă de Nether. Și hai să mergem să deblocăm ultima zonă. Ultima zonă de aici, care costă 40 de milioane. Oh, 6.000. Mamă, ce rei în geam. Dar nu prea văd așa bine bănuții. E ok, e bine că se respawnează super rapid. Și de următorii bani cred că o să ne cumpărăm un magnet mai bun. 23 de milioane. Ia hai să vedem, ce magnet ne permitem acum cu 33 de milioane? 27, 60, oh. Ăsta are multiplier.
Închidem ăsta. Și acum urmă, știm că backpack-ul pe care îl avem costă 7. Oh, epic egg. Let's go. Cumpără foarte, foarte mult. Dă-i aici toți ăștia. Dăm toți peții aici, toți peții posibili. Firefox. Ok. Hai să vedem ce peturi avem. Ăsta încă e același, încă e foarte bun. Oh, nu. Ia uite-l pe ăsta. Are 55, 50, 60. Ok, hai să-i dăm un echip la toți ăștia. Ok. Cum îmi dau eu seama? Ah, ok. Deci, 60, echip. 55. Și din ăștia am 4. Uite, vedem aici câți am. Ok? Și azi vedem acum. Mamă, cum strângem bani acum, băieți. Mamă. Uai de capul meu. Păi strângem banii de pe toată harta, frate. Nu știu ce tocmai am făcut. Oh, mi-am dat rebirth. Dar de ce mi-a păstrat backpack-ul? Mi-a păstrat backpack-ul? Și backpack-ul și peții. Dar doar mi-a... What? Mi-a păstrat așa e rebirth-ul aici? Mamă, ce ciudat. Mi se pare super ciudat. Hai că nu-mi place să trec cu magnetul prin bănuții ăștia. Așa că o să merg, uite, repede așa. Merg prin asta repede. Și vindem totul. 6 milioane așa din prima. Mamă, el are 3000 de... Mamă, de rebirth-uri. Eu, de prietenul ăsta al meu, Andrei 833, are 2900 de rebirth-uri. Deci avem instant... Uai, mai trebuia 100 de mii. Aia, eu o să-l iau pe ăsta, că o să-mi fac treaba cu el. Și o să mă întorc după ce fac mai mulți bănuți. Clar facem mulți bănuți. Clar să facem mulți bănuți. Bă! Stai că putem să ducem în zona aia nouă. Putem să ducem în zona aia nouă, dar vreau prima oară ca să ne facem backpack-ul full. Să ne luăm și noi un magnet mai bunicel. Și după să mergem în zona aia cu un rebirth. Chestia aia chiar sunt foarte curioși acolo. Deci nu că sigur sunt extrem de curioși, mă roade curiozitatea să văd ce se află acolo, frate. Pur și simplu, nu știu, e o zonă care așa care te limitează. Și uite, am un rebirth. Mă simt așa bine. Chiar mă simt bine că am un rebirth. Mamă, uite câți bani era. Uite câți bani face. Ok, hai că facem backpack-ul full acum. Și mergem, poc. 100 de milioane. Ok. 100 de milioane, ne luăm un magnet super tare atunci. Uite asta de 60 de milioane. Și de restul deschidem pețani. Uite asta e de 50 de milioane, mythical egg. Moon beer. Ok. Și ia să vedem ce peturi. Ok, trebuie să dăm un echip la unul ăla care, pe care, ăsta care era de 50. Ăsta așa îi dăm un echip. Și punem un moonbear. Perfect. Mamă, deci ce range am acum. Bine, nu e destul de mare încât să culeagă toată harta dintr-o singură bucățică. Dar uite, facem 9000 de bănuți, 7000 chiar pe un singur bănuț. Ceea ce e super bine. E super, 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 super bine. Ok, deja trecut am făcut 120 de milioane dintr-o singură bucățică. Acum sunt curios cât facem. Dar ținând cont că ne-am dus și pe alte insule. Și pe alte zone din astea. Da. Deci cred că dacă am sta numai și numai în zona asta, aș face pe puțin vreo 200 de milioane. Așa că hai să vedem. N-avem decât să testăm chestiuța asta micuță. Uite, eu am uitat să intru acolo în asta cu rebirth. În zona de rebirth-uri. Ce e aici în zona de rebirth? Oh! 50 de rebirth required. 125 de rebirth required. Mama, asta e tare. Wow, ce zonă șmecheră. Mamă, păi numai aici stau.
Oh, pe câți bani fac? Aici stau, băieți, uite exact așa stau. Hai să facem 5 rebirth-uri și să-i dăm bătaie. Luăm repede al 5-lea rebirth și am observat că după 5 de rebirth se mai rămâne pentru o fracțiune de secundă, adică foarte, foarte, foarte puțin îți mai rămâne acest magnet. Deci, mergem repede, ne luăm water magnetul, îl punem repede înapoi, mergem aici și ne strângem repede niște bani pentru magnet. Dăm așa, poc, 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 poc. Și acum ar trebui să ne schimbe. Vedem, dreapta sus ne-a schimbat în 5 rebirth-uri, totul ne-a făcut super ok și unde mi-e mouse-ul? Uite, exact aici. Perfect. Vindem toți bănuții și de banii ăștia putem să recuperăm alt magnet. Și acum avem 5 rebirth-uri. Avem 217 milioane. Ne luăm iarăși water magnetul înapoi. Și ne-au rămas 92 de milioane. Ne mai cumpărăm de aici un din ăsta și de restul nu ne cumpărăm numai ouțe din astea. Hai. Hai. Așa, perfect. Mi-am luat cam multe acum. Bine, puțin cam multe mi-am luat, să fiu sincer. Bine, puțin cam prea multe. Așa, mergem la peturi. Și ia să vedem ce... Cred că tot Moon mi-a dat. Deci 180 are... E altul mai mare de 180? No. Am 3 peturi de 180. Mai dăm în echip la 1. Stai, mai am un singur pet din ăla care cred că... Adorite, ok. Deci luăm un Adorite. Unde este Adorite pet? Uite aici, în echip și punem un Moonbear. Și avem 3 Moonbear acum și hai să mergem să vedem cum arată ăla de 5 rebirth-uri. Deci sunt super curios. Loading area? What? Wow! Wow! Și aici pot să vând? Aici nu am din aia unde pot să-mi vând tot. 420 de milioane? Oh, da, deci, mamă, cât... Bă, dar de ce de-o timpul stă să-mi dea loading la area? Asta nu-i prea bine. Asta nu-i prea bine deloc. Faci foarte mulți bani aici. Foarte, foarte mulți bani. Uite, deci tu 3.5 bilioane ca să facem niște rebirth-uri. Și... Da, e ok. Avem 368 de magneți de rebirth bonus acum și să vedem ce putem să ne cumpărăm noi cu chestiile astea. 1150. To equip different magnets, click on the magnet button right side of the screen. 1000, 6000, mamă. Astea sunt holy schmoly macaroni. Oameni buni, ne-am atins deja scopul. Am vrut să ne facem din prima 5 rebirth-uri și într-un singur clip să facem 5 rebirth-uri. Eu zic că e foarte mult, eu zic că e super bine. Așa că, oameni buni, mulțumesc foarte mult că ați urmărit acest minunat clip de Roblox Magnet Simulator. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel minunățel butonaș de like. Oameni buni, eu sunt Sami și da, o să-mi schimb și backpack-ul pentru că știu că se încarcă foarte, foarte rapid. Uite, exact acum o să-mi cumpăr unul. Ca să fiți voi împăcați, pentru că am uitat până acum, să fiu sincer. Și avem 1.2 bilioane. Hai să luăm un backpack. Cred că ăsta o să-l iau. Da, o poate să țină 144 de milioane. Da, până data viitoare, oameni buni, ne vedem cu bine și sper să fac cel puțin, ia să vedem care e următoarea. Următoarea din asta la 50 de rebirth-uri, da. O să ne facem câteva rebirth-uri până data viitoare ca să putem să intrăm și în ăsta. Deci, ne vedem data viitoare. Eu am fost Sami și v-am pupat. Pa, pa!